Vă salut și multă sănătate. Haideți că era să uit cu cățelușii să le ținem evidența, să-i cântărim. De ieri trebuia să cântărez, dar tot timpul pe fugă, pe treabă. Și acum am venit de la un târg și mi-am adus aminte că trebuie să cântărim. Vine și ploaia, s-a norat destul de tare. Aici avem agenda unde ținem evidența la toate cuiburile noastre, atât la Caucazian, Mioritic și Asia Centrală. Ne aflăm la litera E. Bun, o să cântărim un cățel de ăsta să vedem ce greutate avem. Hai să prindem cântarul să se vadă că e destul de închis afară. Bun, 0-0. Bun, 0-0. Hai să luăm un muflei de ăsta. Hai să luăm pe ăsta, dar ce ia că... E la îndemână ăsta murdar de rumeguș. Ia uitați aici, evoluția câinilor, nu știu cât de bine se vede, cred că o să-l scot puțin afară pe urmă să vedeți. Haideți să-l punem pe cântar. Uite așa. Perfect. 5,4 kg. Du-te mai aproape să se vadă cât mai bine, că nu se... Așa. 5,4 kg, da? La o lună de zile. Deci ăsta e mufluiul nostru, da? 5,4 kg la o lună de zile, eu zic că e bine, o să mă uit în agendă la cuiburile anterioare să vedem, că de-aia facem această comparație, pentru a ști și noi dacă evoluăm sau nu, da? Bine, că acum diferă și de la câini la câini, de la linie la linie, aici sunt și doar 5 pui, dar totuși ne îndreptăm către calitate bună, zic eu. Da. 4 săptămâni, 5,4 kg, adică aproape 6 kg. Ce să mai le-am dus? Eu zic foarte bine. Sunt sigur că n-avem în caiet acolo așa ceva. Haideți un pic afară să vi-l arăt. Pic. O masivitate. O masivitate. O masivitate de câini. Să iubească tata pe ei. Haideți să cântărim și o femeluță. Haideți că am luat și o femeluță. Ia uitați. Să vede. Să vede, da? Bun. Ia să vedem. Și asta e destul de grea. Și asta. Așa. Ia să vedem. Uite ce v-am zis. 4,7 kg. Aproape 5 kg. Femela. Foarte, foarte bun. Bune rezultate. Ia să mă uit în agenda. Să și notez. Deci cuib, litera E, femelă, e egal o lună de zile, 4,7 kg. Și mascul, o lună, egal 5,4 kg. Ia să mă uit și în spate un pic. Și avem aici cuib anterior. Avem așa. Uite, aici și avem la 3 kg, la o lună de zile 3,8 kg. Deci aproape de 4 kg. Am mai văzut o oadă, adică de la... Bine, au fost și mai mult la număr, dar... diferențele sunt. Sunt 3,800, aproape 4 kg la o lună de zile. Și ăștia 5,4 kg, femeia la 4,7 kg. Eu zic că e foarte bine evoluția. Da, ce să zic. V-am spus, diferă foarte mult și linia. Femeia este la prima fătare. Dar un lucru important este că noi dăm femelele noastre, atât Caucazian, Mioritic, cât și Asia Centrală, le dăm doar o singură dată pe an, pentru ca puii să fie foarte, foarte masivi. Da? Acum dacă eu înțar puii ăștia și femeia o să intre iar în călduri la, după câteva luni, și iar o dai după ce a subt o puii și a dărâmat-o și a tras tot calciul din ea, de oase, iar o dai la munte, nu o să mai fie cuibul atât de puternic ca și ăsta. Deci și ăsta e un aspect foarte, foarte important. Între timp ăsta mă deschia și riturile, se ocupă el de,
de cabluri de astea, trebuie să fim foarte atenți. Bun, cam ăsta a fost clipul. Haideți să venim și cu părinții puilor, pentru că poate mulți dintre voi ați trecut peste filmul anterior și n-ați văzut despre ce e vorba. După cum vedeți, aici avem părinții puilor, mama, tata, un mascul de nici 3 ani, foarte masiv, înalt. Uitați aici o sătură. E normal să fie și pui foarte puternici, pentru că masculul destul de mare e sărit de 85 la greabă, pentru cei care nu știți. Femeia are undeva la un 78. Pe măsuratea, nu vorbe. Bun, cam ăsta a fost clipul nostru. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un share, un like. Cei care vă doriți un exemplar femelă sau mascul, nu uitați să ne contactați pentru a vă rezerva un pui. Puii pleacă la vârsta de 8 săptămâni, da? 2 luni. Vaccinați, schemă de vaccin, carnet de sănătate, microchip și certificat pedigree. V-am pupat și duminică plăcută!